Capone, du-o afară pe asta! Stați! Din episoadele trecute. Ce sunt eu aici, mă? O marionetă? Poți să decizi și singur, poți să vorbești și singur numele meu la nunta mea. O fugă de la nuntă și două suflete pereche pe care nimic nu le mai poate despărți. Așa arată un happy end, doar că povestea Ioanei și a lui Ștefan merge mai departe. Hai, mișcă, ia-ți, hai, ia-ți asta, hai, dispari! Știi care e diviza ta începând de astăzi? Adio bogăție, bun venit sărăcie! Hai, Valea, Valea! Supărat că Anda n-a fost în stare să se mărite cu Ștefan, Victor a izgonit-o pe cea care era cât pe ce să-i fie noră. Anda va pierde absolut totul. Am pierdut totul într-o clipă! Dacă săraca fată ar afla că noi am omorât-o pe sora ei? Ascunși în biroul mafiotului, Delia și Sorin au auzit o discuție care le-a înghețat sângele în vine. Dar nu o să bănuiască nici măcar o secundă, pentru că o să mă port cu ea minunat, pentru că o să fiu cu ea cel mai bun om din lume. Vrei pace? Tu cu mine pace, mă? Niciodată în viața asta. Pare rău, Ian, dar pur și simplu eu nu știam că am un copil. E, acum știi. Oficial vorbind, familia Mariș are un nou membru. Testul de paternitate le-a confirmat ceea ce nici n-au crezut că e posibil și nici nu și-au dorit. Interlopul care le-a făcut zile fripte atâta vreme este copilul lui Eugen. Mamoșule, zgârțitule, chiparosule, mai dă nimic pus la ghe? Rămâi alături de noi, urmează un nou episod palpitant din Iubiri Secrete. Într-o cameră de hotel, iar magia iubirii le dezvăluie adevărata frumusețe a vieții. Ioana și Ștefan sunt fericiți. Ioana, știi cât de bine îmi pare că ai apărut la nuntă? Sunt de-a dreptul uimit. Ai apărut acolo și... Doamne, a fost o minune. Deci nici măcar nu știu de unde am avut curajul să fac asta. Păi cum de unde ai avut curajul? Dragostea ți-a dat curajul ăsta. Cred că ai dreptate. Dar oricum... Mai mici, Ștefan, când erai acolo așa supărat și nervos și m-ai luat așa și m-ai dat afară și am crezut că ești cel mai ticolos om de pe planeta asta. Chiar m-ai păcălit. Și încă mai crezi lucrul ăsta? Mi-am schimbat puțin părerea. Doar puțin? Bine, puțin mai mult. Puțin mai mult. Ce? Nu știu, îmi place să te privesc. Da? Și când mă gândesc că am putut să-l păcălim pe tata, care știi cum e el, e atent la orice detaliu și nu s-ar păcări în niciun fel. Da. Ioana, ai pățit ceva? Nu, n-am pățit nimic, doar că mă gândeam așa. Mă gândeam la tatăl tău, știu. La ce să zic el despre relația noastră? N-are ce să spună, Ioana. Tot o să fie foarte bine, o să vezi. Ai încredere în mine. Adică n-are ce să spună. Eu sunt o fată cu... un miliard de probleme. Sunt bolnavă, nu am familie. Măi, nu vreau să te mai aud vorbind despre probleme, despre boala ta, despre tatăl meu. Vreau să vorbim despre noi doi. Te iubesc atât de mult. Și eu te iubesc. Și îți promit că o să te iubesc toată viața, Ștefan. Chiar și atunci când o să fiu un bătrânel mic și olog de 80 de ani cu 15 nepoți? Chiar și atunci. N-am de ales. Tot al meu ești. Valeriei i s-a luat o piatră de pe inimă. Și-a făcut datoria și i-a spus fiului ei adevărul. Dar pentru Madeline toată povestea pare ireală. Mamă, tu îmi spui mie toate lucrurile astea doar ca să mă oprești. Nu, mamă, este adevărat. Tu ești fiul lui Victor Stoian. Mamă, tu mi-ai spus cu gura ta că tatăl meu a murit acum mulți ani în pușcărie. Da, pentru că am vrut să-l uit, am vrut să-mi-l scot din minte. Te rog eu frumos, în momentul ăsta termină cu toate prostiile astea, termină cu absolut tot. Tu mi-ai spus cu gura ta. Da, pentru că am vrut să-l uit, am vrut să-l scot din mintea mea, dar Victor Stoian este tatăl tău natural, nu. Mamă! Nu. Deci te rog eu frumos, nu mai folosi cuvântul Victor Stoian. Nu mai folosi cuvântul tată. Victor Stoian nu poți să asociezi cu cuvântul tată. Mamă, nu ai cum. Bărbatul ăsta, omul ăsta, mamă, uită-te la mine. Omul ăsta care a încercat să ne distrugă, care să-ți facă ție rău în primul rând, nu poți să-l numești tatăl meu. Nu are cum, așa ceva nu are cum să existe. Mamă,
Mamă, e adevărat, nu. Mamă, omul ăsta este tatăl tău. Victor Stoian este tatăl nu. Tău, mamă. Nu. Victor este tatăl tău, îți jur, mamă, îți jur, mămică, el este tatăl tău, ascultă-mă, crede-mă, crede-mă. Adică tu vrei să-mi spui mie că eu am fost la un milimetru să-mi omor propriul tată? Așa este, mamă, dar nu mai are importanță acum, că totul s-a terminat cu bine, mamă, hai să uităm incidentul ăsta. Cum să-mi ascunzi, mamă, așa ceva? Cum ai putut să faci chestia asta? Mamă, m-ai mințit. Da, e adevărat, mamă, dar mi-a fost frică de el și mi-a fost frică și de reacția ta, Mădălin. Crede-mă. Crede-mă, mamă. Gata, Victor. Am chemat poliția. Foarte bine, mamă. Să vină să-l ia de aici, că m-am săturat. E a doua oară. Foarte bine, dar calmează-te. Te rog mult. Mamă, ăla e un diliu care nu e în stare să facă rău nimănui, crede-mă. Victor, asta o spui tu. Eu știu că e cu pistolul, a intrat cu pistolul la noi în casă. E a doua oară că intră cu pistolul în casa noastră. Mamă, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat, dar se poate întâmpla oricând. Pentru că este încă sus la tine în birou. Gata. Te rog. Gata. Ce gata? Gata, mereu îmi spui gata, gata și... Mamă, nu o să se întâmple nimic, crede-mă. Vine poliția și o să fie totul ok. Da? Delia și Sorin stau sub același acoperiș cu cel responsabil de dispariția unei ființe dragi. Trebuie să conceapă împreună un plan de a-l pedepsi. Deci Victor Stoian a asasinat-o pe Raluca. Ce om! Și am salvat viața. Nu putem, mă, să-l las acolo să putrezească ca un nenorocit. Îmi pare rău, Sorin, dar ăsta e adevărul. În clipa asta nu mai există. Nu mai este unchiul meu, nu mai e nimic. Există doar o răzbunare și atât. Nu mai țin cont că e sânge din sângele meu. Nu mai mă bucur că mi-am găsit familia nimic. O să mă răzbun și o să plătească pentru tot ceea ce a făcut. Așa e. Și nu numai el. Nenorocita aia de Simona e la fel de vinovată pentru tot. N-ai auzit că sunt complici? Foarte bine. Pe amândoi. O să-i prind și o să-i distrug. Uite așa, pe amândoi. Amândoi. Sorin, gândește-te. Noi trebuie să fim extrem de abili. Ei sunt puternici și singura noastră variantă să reușim este să-i batem cu armele lor. Cum, Delia? Ai vreo idee? Da. Spune-mi, te rog. Victor mă iubește. O să fiu iubita lui, o să-l fac să mă iubească și mai mult, o să-l fac să mă adore. Și apoi, când o să-i cunosc toate slăbiciunile, o să-l distrugem. Jocul ăsta este mult prea periculos pentru tine. Mi-e frică. Sorin, dar nu o să mă pierzi. O să fim uniți și o să fim puternici. Acum te-ai convins că nu te-am înșelat cu Simona? Da, m-am convins. Între timp, eu o să mă ocup de Victor. Și tu ar trebui să faci același lucru cu Simona. Mădălin s-a convins în sfârșit că mama lui spune adevărul. Iartă-mă, mamă. Am vrut să spun de atâtea ori adevărul, dar n-am avut putere. M-am mai mințit. N-aveai cum să-mi ascunzi așa ceva. Iartă-mă, mamă. Sunt vinovată, dar am vrut să te protejez, am vrut să te țin departe de omul ăsta. Victor Stoian e tatăl meu. Și eram cât pe ce să-l omor. Mamă, Victor știe ceva? Nu, mamă, nu știe nimic. Dar să mă duc acum să-i spun adevărul. Nu. Nu se spune nimic, deocamdată. Va trebui să o să mă gândesc. Mă, dar trebuie să aflu adevărul. Doamne, Dumnezeul! Îmi pare rău, mamă, îmi pare rău. Mamă, ordinarul ăsta a încercat să-mi distrugă familia. Mami, dar dacă o să afle adevărul, poate o să se calmeze. Nu, tu nu o să spui absolut nimic. Momentan, eu chiar trebuie să stau să mă gândesc. Hai, domnule, să ieși afară, te rog. Să nu mai salg dumneavoastră. Dar vă rog frumos, lăsați-mă măcar o seară să dorm aici, că n-am unde pe stradă, unde dorm? Nici o seară, afară. Vă rog frumos, că nu am bani!
Anda e obligată să și-a rămas bun de la viața dulce de până acum. Folosindu-și influența, Victor i-a confiscat totul. Tot așa ți-a rămas în reflex. Termină-te, mă. Ia mă de aici. Bă, ne vedem. Lasă-mă. Dacă am luat ceva de la moșii. Hă? De la cine, mă? De la moșu. Bă, cui spui tu, moș? Ce? Bă, tu nu, tati, cum ai spui, moș? Scuze-mă, dacă te-ai spui. Bă, ai tu grijă cum vorbești și cu cine vorbești. Bine, mă, scuze-mă atunci. Ce Tomberon, poți să-i spui Tomberonul? Că nu mă supăr. Poți să-i spui cum vrei tu. Ce de-astea-i? Ai băgat-o pe mânecă? Băgase. Mai zi o dată cu Tomberonul, că asta îmi place. Nea Tomberon? Așa. A, uite ce mi-a dat. Nea Tomberon. Să am de pachetel la școală. De unde ești? Ești. De la domnul Tomberon. Păi să le mâncăm și noi. Pe normal, la restaurant, la local. Poate ascultă un pic. Dacă tot ai luat un bandele, dacă tot am luat alea de la el, poate să-ți fie și bine. Nu te-ai gândit și tu la asta? Păi mine nu mă interesează. Eu vreau să iau toți banii, atât. Hai, circulă, fluieră. Bă, bă. Ce-o pandă-i de bune? Care Anda, mă? Anduța, Anduța, ce ai făcut, fetiță? Ai fost bogată și ai ajuns o falită. Unde dormi tu, fata, la noapte? Unde dormi, fata, tu, la noapte? Unde dormi pe stradă, firea la... Ce avem noi aici? Da, chiar, ce avem noi aici? Una bucată femei. Bunuță. Bună, băieți, bună. Ce faceți voi aici? Bună să-ți fie inima. Uite, ne mutăm în noua noastră vilă, mai cărăm ce mai trebuie. Dar ce cu tine fă aici? Mie? Mie merge chiar foarte bine, nu vezi? Aștept taxiul să plec la aeroport. Ține loc de parcare. La aeroport unde? În Congo, în Kirghistan? Nu, Congo, Kirghistan, la Parisian, știi? Kirghistan, să spune, în culto. Haide, la Paris, lasă. Bine că ești tu, deșteaptă, deșteaptă. Tu pleci la Paris și noi ne mutăm în vila noastră nouă. Demisol, parter, etaj 1, etaj 2, piscină da, sau... Da, am înțeles, gata, ți-au murit lăudoroșii. Lăudătorii în culto. Iani, nici nu mai știu să vorbesc, lasă-mă pași, îmi aștept taxiul să plec. Fă, poate îți dau un sac de ăsta. Mai termină-te odată. Hai, de mă, lasă, hai să mergi. M-au rupt ăștia. Să știi că nici măcar nu te salutăm. Golul dai, îți dorim. Hai. De fapt, unde luăm? Hai, mă, încolo. Hai, mă, nu mă las, ne... Pa, fă. Fă, n-auzi, pa. Păi exați, răsați, recunosc! Nu plec la Parisiani, Iani! Vine puțin că vreau să vorbesc cu tine! Ia mă să vedem. Zi dă-mi primul. Păi vezi tu, Iani, recunosc că nu plec la Paris. De fapt, sunt falită. N-aveți și voi o cameră în vina, vila asta voastră de lux să mă primiți și pe mine? Hai mă, zi, nu ai glumit cu mine, că sunt o femeie amărâtă, disperată. Mă prime sau nu? Nu mă ești fă acum tare în gură! Aș fi și recunoscătoare. Ia omul că e bun acolo, acasă omului. Cine fă puțin, haide mă să mergem. Haide fă. Iani, am bătut-te bagajul și fă. Haide fă, mișcă-te acum. Sărăciu. Margareta habar n-are că cel care tocmai i-a amenințat fiul este de fapt nepot. Fiți individul, este la etaj și aveți grijă că este înarmat. Femeia a chemat imediat poliția. Mădălin Mariș, predă-te! Mădălin, mamă, mamă, te rog eu frumos, predă-te, o să fac totul să te scot de acolo. Predă-te, mamă, te rog, e spre binele tău, te rog, mamă. Nu opune rezistență! Intrați în nenarmat! Mi s-a spus că ești înarmat. E o minciună. Copilul a venit să vorbească cu mine. De asta a fugit. De asta se va stabili la încărcă. Mamă, te rog frumos să nu spui nimeni, Victor. Bine, mamă. Mădăline, o să delimicesc șobolanele de data asta. O să am grijă și de tine, Valeria, stai liniștită! Este prima dimineață din viața Ioanei când aceasta se trezește alături de Ștefan, alături de cel la care a visat zi și noapte. Deci nu visez. Ești lângă mine. Nu visez, Ștefan. Chiar sunt lângă tine.
Elena, ce ai pățit? Te fă supărată. Ascultă-mă. Ziua de ieri a fost cea mai minunată zi din viața mea. Dar trebuie să ne trezim la realitate. Cum chiar adică? Trebuie, pentru că eu nu o să mai trez foarte mult. Mai mult ca sigur. Iana, înțelege că tu o să-ți găsești familia și o să faci transplantul. Totul o să fie bine, trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Și dacă nu se întâmplă asta, povestea noastră o să termine așa brusc. Fii atent. De câteva zile am angajat un detectiv foarte bun și o să-ți găsească familia și o să faci transplantul. Iar noi doi o să fim fericiți până adunci bătrâneți. Nu știu ce să zic. Uneori îmi pierd speranța și mi-e teamă că te trăzi după mine în povestea asta tristă. Ioana, dar nu e nicio poveste tristă. Povestea noastră este cea mai frumoasă poveste de dragoste. Și o să fim fericiți până adunci bătrâneți. Trebuie să crezi în asta. Cred. Nu ceva. Tata. Cred că e foarte supărat. Mai mult ca sigur e foarte supărat. Cred că nu o să-i răspund. Cum să nu-i răspund? E totuși tatăl tău. Hai, răspunde-i, Ștefan. Hai, răspunde-i. Hai, dreptate. Răspunde-i. Da, tata. Da, sunt bine. Serios? Da, tata, o să-i spun. Mulțumesc mult. Bine. Pa, pa. Pa. Ce să-mi spui? Ce s-a întâmplat? M-a sunat tata. Era atât de calm, atât de liniștit, ca niciodată. Adică nu era supărat? Nu, deloc. Și ce crezi? Ne-a chemat până la el să vorbim. Asta e minunat. Înseamnă că există o posibilitate ca el să fie de acord cu relația noastră. Sper din tot sufletul. Deși Ștefan a avut curajul să-l înfrunte, pentru Victor acesta rămâne un copil care nu e în stare să-și decidă singur soarta. Deci nu vine să cred cât de naiv poate să fie Ștefan. El crede că eu o să accept relația cu amărâta aia care oricum nu are mult de trăit. Și la ce v-ați gândit? La ce m-am gândit? Să-i despart, Capone, să-i despart. Asta vreau, să-i despart. Mă enervez numai că mă gândesc la asta, Capone, înțelegi? Nu vreau să o ia razna lângă ea, să înceapă iar cu poezioare, cu copăcei, cu trandafiri. Și după ce moare, Capone, că despre asta e vorba. După ce moare, suferă ca un bou. Și v-ați gândit la vreun plan, cum să-i separați? Normal, o să vezi. Da, acum mă gândesc la planul în ceea ce îl privește pe viermișorul de Mădălin. Vreau ca băieții mei din penitenciar să termine treaba până mâine, cel mai târziu. Dacă vreți, pot să vorbesc eu cu ei. Nu e nevoie, Capone, că am vorbit. E totul aranjat. Joaca cu Mădălin mi-a plăcut. A fost interesantă, a fost palpitantă, m-a ținut în suspans, știi? Dar gata, trebuie să se termine. Mădălin trebuie trimis la culcărică definitiv. Da, intră! Bună, Victor! Bună, dragă mea! Ce bine și ce frumos e să-mi încep diminețile privindu-te! La țară, îngrijorați, marișii s-au adunat să discute despre Mădălin. Ca niciodată, până și Radu este preocupat. Of, cred că Mădălin mă urăște acum. Stă închis acolo și gândește că mama lui e o mincinoasă. Mamă, Mădălin nu are cum să te urască, pentru că te iubește enorm. Te rog frumos, nu te mai gândi la asta. Mamă, dar l-am dezamăgit și nu pot să-l eliberez. El stă închis acolo, nu e numai vina mea. Mamă, ascultă-mă și pe mine. Mădălin oricum o să iasă din închisoare, da? Și oricum am trecut prin momente mult mai dificile decât ăsta. Da, mami, dar acum e evadat, e mult mai grav. Eu înțeleg ce spui, dar am vorbit eu din nou cu Dumnezeu și m-a asigurat că toate lucrurile o să le pună la punct așa cum trebuie, crede-mă, da? O să fie bine, o să fie. Bună dimineața! Bună dimineața! Spune-mi ce știi de Mădălin. Măi, ce a făcut el este destul de grav. I se poate adăuga un spor la pedeapsă. Ai, și ce pedeapsă o să ia? Valeria, liniștește-te. Am calmat eu într-un fel situația. Am consemnat în procesul verbal că Mădălin Mariș a vrut doar să-și vadă mama. Asta am scris în raport. Asta înseamnă că în câteva zile îl ai acasă. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Îți mulțumesc din tot sufletul, apreciez ce ai făcut pentru noi. Mulțumim, Adrian.
Ai văzut, mamă? Ai văzut că totul s-a rezolvat? Gata, Dumnezeu nu mă minte niciodată pe mine. Simona tocmai a aflat că Victor e tatăl lui Mădălin. Tânăra vrea să folosească această informație în avantajul ei. Și Victor nu știe. Trebuie neapărat să speculez acest avantaj în favoarea mea, bineînțeles. Ce faci, iubire? Chiar bine. Să înțeleg că nu mai ești răutăcios cu mine? Măi, Simona, eram și eu frustrat, l-am zamăgit pe unchiul meu, dar, mă rog, viața merge înainte și acum vreau doar să mă bucur de tine. Cât mă bucur să aud asta. Stai că, uite, e farfuria asta aici. Da. Hai, mă, iubire, ce te faci acolo? Îmi tăiam o bucățică de măr. Să-ți fie de bine. Iubire, cât de când așteptam momentul ăsta. Da. Simona, uite, da. Chiar îmi pare rău că m-am comportat așa cu tine zilele astea. Ești o fată deosebită. Nu meritai. Nu mai are importanță ce a fost. Important este că acum suntem împreună și o să ne iubim din ce în ce mai mult. Comisarul Coman este ca întotdeauna alături de Mariș, știind că sunt oameni de bună credință. Dragii mei, trebuie să vă spun ceva. Este pentru prima dată în cariera mea când închid puțin ochii în fața comiterii unei infracțiuni. Și n-aș vrea să-mi pară rău pentru ce am făcut, pentru ce am scris în raportul ăla despre Mădălin. Asta înseamnă că Mădălin trebuie ca pe viitor să încerce să respecte și el legea, să se corecteze. Se va corecta mai ales acum când știe adevărul. Știe cine e tatăl lui? Aflat. Dar Victor Stoian știe că Mădălin este copilul lui? Nu a aflat, pentru că nu m-a lăsat Mădălin să-i spună adevărul. Stați un pic că nu înțeleg absolut deloc. Cum adică? Mădălin e fiul mafiotului? Ei, da, Radule, da. Victor Stoian e tatăl lui Mădălin, asta este. Vai de capul meu, nu pot să cred. Adică eu sunt primarul, înțelegeți ce spun? Și primarul trebuie să afle tot ce se întâmplă în satul lui. Cum de n-am aflat eu până acum? Păi da, mama, la cât ești tu de discret, sigur ai fi păstrat domn primar, acest... Domn primar! Mamă, vezi cum vorbești cu primarul? Da! Haideți repede la primărie. De ce? E groasă rău. Adică? A venit o inspecție de la București. Inspecție? De la prefectură. Aolo! Păi stai un pic, că eu nu știu ce să fac la inspecție. Cum mă duc eu acolo? Veniți acolo, faceți ceva că ați vă dau afară. Mă dau afară? Bunicule! Ce zice dacă ai face tu pe primarul azi în locul meu? Eu de ce trece prin. Nu știu, Radule, nu cred că e bine. Nu are cum, fiindcă are poza cu dumneavoastră. Oi, de capul meu, ce-mi faci, Doamne? Radule, pardon, domnule primar, să vedem cum puteți și cine de această situație. Da? Lasă-mă, că primarul o să iasă și din situația asta și rămâne primar pentru totdeauna. Ai vreo primărie? În fața dușmanului, Delia este o actriță desăvârșită. Nimic din atitudinea ei nu lasă să se întrevadă setea de răzbunare și ura care i-au cuprins sufletul. Delia, mă uit la tine și parcă pe zi ce trece ești din ce în ce mai frumoasă. Sunt sincer. Știi, vreau să spun că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat ieri la nuntă. Asta e. Dar eu m-am simțit privilegiată să fiu partenera ta. Crede-mă că plăcerea a fost de partea mea. După despărțirea de Sorin, am crezut că o să sufăr. Dar tu m-ai făcut să uit și să mă simt mult mai bine. Îți promit că o să te fac să te simți din ce în ce mai bine. Pentru că ești cea mai specială femeie din viața mea, cum nu am cunoscut niciodată. Intră! Mă scuzați, domnule Victor. Capone, ți-am spus să nu mă deranjezi?
Pare rău, dar a sosit raportul de... Da, dă-l încoace. Scuză-mă, draga mea. Nu nimic. Dar despre ce raport e vorba? Afaceri de ale mele. Și ce afaceri faci? Diverse, nimic important. Victor, vreau să ne cunoaștem mai bine și nu vreau să avem secrete unul față de celălalt. Cu speranța că tatăl lui îi va da binecuvântarea, Ștefan a venit la Snagov împreună cu aleasa inimii lui. Ce faci, bunico? E puii mei, e puii mei. Unde ați fost, mamă? Ce ați făcut? Sunteți bine? Da, bunico, suntem bine. Ne bucurăm foarte mult că te vedem. Unde ați dormit? Ați avut bani la voi? Ați avut ce mâncare? Stai liniștită că ne-am descurcat, am fost la un hotel, dar nu asta e problema. Vreau să știi că îmi pare rău pentru ce am făcut. N-a fost un lucru tocmai bun din partea mea, dar asta îmi simți, bunico. Deci nu mai discuta acum, nu trebuie să-ți pare rău pentru ce. Ai făcut ceea ce ai simțit și foarte bine ai făcut. Și pe mine oricum, tu știi că mă interesează mai mult fericirea voastră, e mai important pentru mine decât orice. Suntem fericiți, foarte fericiți, ne iubim enorm. Mă bucur pentru voi, mă bucur mult pentru voi. Și să vă spun, o să aveți întotdeauna sprijinul meu necondiționat. Bunico, asta contează cel mai mult, sprijinul tău. Acum să vedem cum ne descurcăm cu taică tu. Delia încearcă să-i găsească lui Victor un punct vulnerabil. Deci tu chiar vrei să ai secrete față de mine? Nu vreau să am niciun secret și nu este vorba de secrete. Dar pur și simplu când suntem noi doi, vreau să vorbim despre noi doi și nu despre afacerile mele. Bine, pe atunci lăsăm afacerile deoparte și vorbim doar despre noi doi. Asta vreau să aud, frumoasa mea. Ce-i mamă? Au venit copiii, mamă. Așa și? Păi, hai și tu să vorbești puțin cu ei. Mamă, roagă să aștepte, că am să vin. Acum vreau să vorbesc cu Delia, da? Te rog. Nu, mamă, hai puțin să vorbești cu ei, că sunt și ei neliniștiți. Te rog eu frumos. Victor, mai bine du-te. Nu vreau să-i faci să aștepte din cauza mea. Bine, cum spui tu, frumoasa mea. Hai, mamă, să văd ce vor. Haideți, copii, haideți la mine, în birou. Delia, cât mă bucur să te văd. Și eu mă bucur să te văd, Ioana. Eu cred că o să vă las, că mai am puțină treabă, dar ne vedem mai târziu, da? Bine, frumoasă. Bine. Bine. Deci iată ne-am sfârșit față în față pe toți trei. Cuvântul inspector trezește respect, dar mai ales teamă oriunde și oricui. Până și lui Radu, care se pare că a încurcat-o rău. Tu ești primarul, nu? Da, eu sunt. Cum îți permiți, mă, nesimțitule, să vii la ora asta la birou? Ce exemplu dai tu ca primar? Am fost la doctor cu băiatul meu pentru că are o problemă la urechea internaută. Să zicem. Dar cum vin îmbrăcat așa la servici? Nu trebuia să vin costum? Domnul inspector, aici e vina mea. Ne-am grăbit foarte tare să ajungem la doctor și nu s-a mai îmbrăcat în costum pentru că n-am mai avut timp. Bine, bine, las. Vreau să văd și eu bilanțul pe zilele astea. Să văd ce ai făcut dumneata de când ești primar aici în satul. Bilanțul? Da. Bilanțul e la secretarele mele, care în momentul de față sunt pe teren. Haideți să... Dați-mi mail-ul dumneavoastră și vi le trimit eu la un moment dat. Nu, astăzi vreau să văd bilanțul. Asimă, sănătatea! Ai să-mi pego! Ai să-mi pego! Măi nesimțitelor, mă! Păi nu vă e rușine să veniți așa la muncă, la primărie? Ce exemplu dați voi?
Nu voi, unde-i bilanțul? Spuneți unde-i bilanțul în momentul ăsta! Dacă ne zici ce e aia? Păi ce e bilanțul ăla? Adică o fi cosă pe undeva, e așa un lanț? Bilanț? Lanț? E lanț? Astea sunt secretarele? Da, noi suntem. Da. Ele sunt. Da, știu, sunt... Foarte frumoase. Sunt foarte frumoase și chiar interesante, niște domnișoare interesante, domn primar. Da, da, domnul inspector, da, sunt niște fete senzaționale, secretarele mele. Auziți, fetelor, nu vreți să-l scoateți voi pe inspectorul care a venit special de la București pentru mine? Scoateți-l la o cafea, vă rog, și arătați-i frumusețile satului. Dar eu... Da, cum vă duceți? Poate dacă așa a zis domnul primar, da, să-i plăcem. Ah, și ce o să vă placă, domnul inspector. La revedere! Dumulo! Victor vrea să-l convingă pe Ștefan de intențiile lui bune. De fapt, intențiile sunt aceleași. A schimbat doar tactica. Și? Ce faceți? Destul de bine. Tată, vreau să știi că îmi pare foarte rău pentru ce am făcut. A fost un gest urât din partea mea să fug de la nuntă, dar... o iubesc pe fata asta. Nu pe Anda. Ștefane, pentru prima dată în viața ta ai fost bărbat. Bravo ție, nu am nimic să-ți reproșez. Tu vorbești serios? Da. Mi-ai demonstrat că poți să iei și singur o hotărâre importantă. Bravo. Bravo ție, fiule. Acum lasă-mă puțin să stau de vorbă cu Ioana, între patru ochi. Tată, dar am venit împreună. Ștefane, ți-am spus ceva. Astăzi nu vreau să ne certăm, nu vreau să țipăm, vreau doar să stăm de vorbă. Da, e în regulă, Ștefan, poți să te duci, da? E în regulă. Bine, am să ies afară și te aștept acolo. Mersi, Ștefan. Hai să stăm jos, Ioana. Ia loc. Deci tu ești fata pe care băiatul meu o iubește cel mai mult pe lume. Da, eu sunt. Din păcate, din câte am aflat eu, tu suferi de o boală pe care a avut-o și sora mea. O boală mortală. Da, este vorba despre sindromul Herbert. Exact, sindromul Herbert. Da, dar să știți că dacă o să reușesc să-mi găsesc familia și dacă o să fac acel transplant de măduvă, există șanse foarte mari ca eu să mă vindec și atunci o să fim împreună toată viața. Dacă îți găsești familia. Da. Dar dacă nu, o să te stingi ușor și o să-l distrugi pe Ștefan. Tu asta vrei? Ioana, asta vrei să-l omori și pe el? Gândește-te, Ioana. Da, dar eu îmi doresc extrem de mult să-mi găsesc familia și sunt convinsă că dacă o se întâmple asta, o să avem o viață lungă și fericită împreună. Ioana, îți repet, gândește-te și la el, nu te gândi numai la tine. E prea sensibil, Ștefan. E mult prea sensibil băiatul ăsta. Noi ne iubim extrem de mult. Păi tocmai dacă-l iubești, Ioana, nu-l face să sufere, te rog, nu-l omorâ, te rog mult. Da, aveți dreptate. Ioana, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? De când a aflat că nu sunt rude de sânge, Iulia a continuat să țină la fel de mult la Sorin. Este tristă, fiindcă acesta pare să se fi depărtat de ea. Sorin, noi doi de la o vreme nu prea mai suntem cum eram. Nu mă mai bagi deloc în seamă. Crede-mă că orice s-ar întâmpla, întotdeauna o să am grijă de tine. Întotdeauna o să te protejez. Da, dar nu știu, te comport ciudat, ce-i cu tine? Parcă nu mai ești tu. Am niște probleme. De care nici n-aș vrea să știi, de care nici nu aș vrea să măcar să te gândești vreodată. Da, dar poți să-mi spui orice... Iulia, lasă-mi și pune un pic să vorbim, te rog. Bine. Uite, Sorin, am reușit să iau dosarul ăsta de la Victor de pe birou. Aici sunt o fel de documente cu tranzacții ilegale, uite. Ia, stai un pic. Păi cu ce ai găsit tu aici, îl putem băga la închisoare pe omul ăsta. Da, păi acum vreau să mă duc la poliție. Hai să mergem.
Păi, Sorin, nu putem să mergem împreună. Merg eu mai întâi și eventual vii tu. Că dăm de bănuit, îți dai seama. Ok, atunci ia cheile de la mașină. Mă aștepți afară. Și o să vin acolo, da. Ok, dă-mi asta mie mai bine, dacă l-ascund așa. Dragostea mea, te rog să-l ascunzi bine și să ai grijă de tine, da? Te rog, da? Nu vreau să te pierd. Hai, fugi. Stai. Victor i-a reamintit că boala ei incurabilă îi va face rău și lui Ștefan, iar Ioana s-a hotărât să renunțe la el. Ioana, uite-te la mine! Tu o să te faci bine cât de curând! Să fii bine! Ștefan, dă-mi drumul, te rog, lasă-mă să plec! Nu să pleci, nu te las să pleci nicăieri, Ioana! Uite-te la mine! Trebuie să rămâi aici cu mine și îți promit că voi avea grijă de tine. Ștefan, vreau să înțelegi. Vreau să înțelegi. Că singurul mod în care noi doi o să putem fi împreună vreodată este ca eu să mă însănătoșesc, să fac acel transplant. Te rog să înțelegi. Ioana, dar eu te iubesc. Te iubesc din toată inima și te accept oricum ai fi tu. Te rog. Înțelegi? Singurul lucru pe care mi-l doresc în momentul ăsta este să plec. Ioana, te iubesc. Te rog, rămâi cu mine. Trebuie să plec. Trebuie să plec și trebuie să nu mai cauți. Trebuie să înțelegi că nu o să fim niciodată împreună decât în momentul în care eu o să mă sănătoșesc. Te rog să înțelegi treaba asta și să nu mă mai cauți. Te rog. Ești un nenorocit, cel mai mare nenorocit! Ce ai spus? Orice ar fi, nu o să mă despart de fata asta niciodată! La noua reședință a lui Iani, fosta distinsă doamna Anda se inițiază în tainele gospodăriei. Iani însă e pretențios. Hai, fata, te rog frumos, lasă și tu cartofii, ocupă-te de haine. Să fac și haine, să fac și cartofii imediat! Tu îți dai seama, n-a făcut nimic în viața ei. A făcut pagubă. Ceartă. Fă, nu le da pe jos! Mamă, o grămadă bani m-a costat educația ta. Vreau să mergem până la tăticu. Ți-e dor de... Nu, vreau să mai luăm niște bani de la tăticu, că n-avem bani de pe pica. Dosol trebuie să plătim și noi. Lumina, apa, mai are un teren tăticu, acolo la țară. Vreau să luăm și terenul ăla. Dacă i-a plăcut să facă dragoste cu mama mea, acum să plătească. Ai înțeles? Totuși, tacu, nu poți nici să-i faci chiar așa. Proful s-o alea gădoiul. Fă! Mi-e foame! Mi-e foame! Și mie că mi-e foame, îmi pierd cumpătul. Încep să fac urât. Să fac arate. Așa. Ce bine miroase. Nu fundu cartofii. Mișcă-te de aici. Să aveți poftă, băie, să aveți poftă. Ce poftă să ai? Păi ce e ce am? Ce e asta, mă? Să-i poftă. Să-i poftă tu cu măta. Și cartofi, să știau nici cartofi, nu știu să faci nici șoare, mă, de lele, da toate. Băi, taure! Deci nu, serios, lasă fata în pace, cum? Cartofii ăștia sunt extraordinari. Vezi, taure, vezi, sunt cartofi. Bă, mănâncă tu, tu, na. Bra. Sunt foarte, să aveți poftă. Dar știi ce? Pune-i la pachet, că o să ai nevoie de ei. Pentru mine? Da. Păi de unde plec? Pleci pe stres. Păi de ce plec? Am treabă? Nu, că nu mai vreau să te mai țin aici. Nu mai vreau să-ți dau să respir din aerul meu. Adică să plec? Eu unde vrei să plec? Nu, mi-e frâșt. Plec. Păstrezi. La gunoi! La gunoi! La tomberon cu tine! Adică la canal! Dar nu am unde să mă duc. Cum dar să mă interesează. Pe de călcanul. Dă-ți pălanul. Dă cântit nu. Și atunci ce vrei face aici? Orfelinat, casă de bătrâni, azil. Stai că vreau să spun ceva. Nu să mă... Stai acolo! Stai! Stai așa cât vrei să-mi dai gearbia. Stai cu mine. Frumos, să-l lași pe prietenul meu în pace, să nu-l contaminezi. Te rog frumos să-l lași pe prietenul meu în pace. Iarina, ascultă. Nu. Are un plan diabolic. Nu te stai acolo. La 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 la. Ianișor, poate nu mă pricepe să fac cartofi, eu nu-i adevăr sunt tari. Dar asta și pentru faptul că tu mă pui să fac atât de multe lucruri. Nu știu, poate ar trebui să fiu un pic mai înțelegător cu mine. Sau poate ar trebui să-ți dau un ghetan, barai! Os! Un caratist adevărat să controlează. Își controlează primul impuls pentru că al doilea gândește. Continuă. Ianișor, fii tu așa tot timpul pesimist. Gândește că acum tu ești fiul Eugen și sigur o să fie bine pentru amândoi dacă te aliezi cu mine. Ia mâna după genunchiul meu pentru că a fost spart. Am avut un accident de autoturism asta mare. Scuze. Doi, nu mai încerca să te aranjezi că mai rău te devastezi.
Și trei, să știi că tăticul meu este o sărăcie, sărac lipit pământului. Acum poate spui asta, dar întotdeauna e urgent, are una să mânecă. A? O parte din afacerile ilegale ale lui Victor sunt acum în mâinile celei care îl urăște de moarte. Planul Deliei pare simplu, dar se pot întâmpla lucruri imprevizibile. O să te distrug, Victor Stoian. Și dosarul ăsta e doar începutul. Bună ziua, Deliuța! Ce cauți aici? M-am întors ca să am grijă de tine. Ce faci, mă? Țip la mine? Țip la tine pentru că ești un nemernic! Mă, nu țip la mine, că... Ba, dă-n mine, dă-n mine! Nu se va întâmpla asta, Ștefan, nu se va întâmpla asta și vreau să înțelegi asta, da? Ce să înțeleg? Nu se va întâmpla. Că te iubesc? Mă pricep la dragoste cu tine, Iani. Dacă iar te îndrăgostești ca prima dată, vezi că nu o să fie bine. Și băieții mei de acolo sunt ca niște animale care de-abia așteaptă să sară pe prană. Dacă și de data asta Capone o să scape, înseamnă că eu sunt un mare idiot. Apropo de Victor, îți spun să ai foarte mare grijă că el e aici în pușcărie, pentru că omul acesta o să vrea să te omoare. O ce veste minunată, de la tati mi se arată. Multe salutări din partea lui Victor Stoian și succes pe lumea cealaltă.